acel lehel laser făcea valuri în Statele Unite în urmă cu fix un deceniu. O serie de atacuri ale sale asupra unor celebrități au adus o notorietate nedorită. Numele său de hacker, Guccifer, a devenit extrem de cunoscut. Prins și trimis după gratii, Guccifer a fost eliberat în august 2021. Acum el a acordat un prim interviu pentru publicația The Intercept. Sebastian Ujică, editor al Aleph News, îți spune mai multe. Interviul pe care l-a acordat pentru The Interpret, Guccifer își justifică într-o anumită măsură acțiunile, spune că a vrut să demaște ipocrizia din politica americană, o națiune pe care, spune el, era privită cu invidie în țara noastră după Revoluție, fiind țara democrației. Spune că nu a dorit în niciun mod celebritate, ci doar să găsească explicații pentru căderea pe care a avut-o SUA în secolul 21, să găsească acel schelet din șifonier, după cum e celebra expresia, așa că el a spart, cum spuneai, mail-urile unor oameni extrem de importanți, însă și spune că la un moment dat chiar îi cunoștea mai bine decât se cunoșteau ei între ei. Însă, la un moment dat, a pierdut controlul și știm că chiar este foarte posibil ca atacurile lui să fi fost unul dintre motivele pentru care Donald Trump a ajuns la Casa Albă, pentru că în mail-urile pe care le-a găsit el se afla și o adresă secretă a lui Hillary Clinton, unul dintre motivele pentru care aceasta a avut o cădere în sondaje și apoi Donald Trump a profitat când și-a reușit să devină președinte. Uite, Lazar spune în acel interviu că a încercat să-l țintească chiar și pe Donald Trump și că a fost la un pas să se infiltreze în e-mail-urile Ivancăi și a celui din grupul de apropiat al lui Donald Trump, însă calculatorul i s-a stricat fix când să se întâmple, când se reușească să se infiltreze. Da, Guccifer a fost eliberat în august 2021, cum spuneai, și acum el se află în casa lui din România, trăiește o viață privată, nu apare deloc în presă, s-a întors la familia care până la urmă a stat separată de el timp de 8 ani după ce el a fost extradat către Statele Unite. Spune că încearcă în continuare să se reconecteze cu fiica lui, cu soția lui, pentru că, cum spuneam, a fost 8 ani și în același timp el spune că petrece mare parte din timp acasă, citește despre, în continuare despre politica americană și încearcă, fără să mai încalce legea,